Domnule ministru, știți bine că sunt unul dintre cei despre care ați făcut anterior mențiunea că aș fi ieșit pe jumătate viu. Iată, sunt în totalitate viu și funcțional de la întâlnirea respectivă, la care dumneavoastră ați lăudat sus și tare PNDL-ul și la care noi am spus niște adevăruri pe care refuzați să le vedeți. Exemplul pe care îl menționase colega mea referitor la școala din Voinea sau o toaletă la 200.000 de euro, bănesc că îl contabilizați ca un succes imens al acestei guvernări pentru o școală cu sub 100 de elevi. V-aș mai putea face mențiuni despre alt întepe, dacă vă spune ceva, iluminat public, becuri de 1.000 de euro, sigur, probabil un alt succes al guvernării. Nu, nu ați scos țara din noroaie, ați lăsat-o în noroaie și ați băgat mulți bani în buzunarele unor clienți politici. Asta este ceea ce a făcut PNDL-ul și asta continuați să faceți. Satul românesc și România în general are nevoie acută de investiții, dar nu oricum. Pentru că investițiile în care asfaltul are 2 cm și se dizolvă la prima ploaie sau la prima zăpadă, nu este decât o bătaie de joc și nici de cum o scoatere din noroaie a României. Genul acesta de finanțare, genul acesta de minciună, genul acesta de manipulare din spațiul public a început să fie percepută de către oameni și probabil ați observat votul din 26 mai. Continuați, sunteți pe calea cea bună.